FCSB și CFR Cluj au jucat extrem de precaut în derbiul etapei a 10-a, pe care l-au încheiat fără goluri. Campioana și-a creat cele mai mari ocazii de a înscrie. În finalul primului act, Planici a salvat echipa la torpila lui Hoban. Apoi șutul din lovitură liberă trimis de Ciprian Deac a fost respins cu greu de Bălgrădean. Golkiperul roșialbaștrilor a intervenit salvator încă o dată în al doilea act la un nou șut al lui Deac. Ocaziile vicecampioanei au venit în prelungiri. Coman a șutat peste poartă. La ultima fază, Cristi a trimis în transversală, iar FCSB CFR s-a încheiat 0-0. Nu ai cum să fii mulțumit. Astăzi meritam toate cele 3 puncte. În opinia mea am pierdut astăzi 2 puncte foarte importante. Este un rezultat echitabil. Puteam și noi să câștigăm la ultima fază. Dar, per total, pe părerea mea, este un rezultat echitabil.